Știi oare că o nutriție care conține multe alimente inflamatoare poate accelera procesul de îmbătrânire a organismului? Aceste alimente reduc lungimea telomerilor de la capătul cromozomilor, făcând celulele mai vulnerabile față de îmbătrânire. Este important să eviți produsele precum zahărul adăugat, mâncarea prăjită, gustările preparate din alimente procesate, carnea procesată și carbohidrații rafinați. Optează în favoarea unui regim alimentar bogat în antioxidanți, factori antiinflamatori, grăsimi sănătoase, apă și nutrienți esențiali. O asemenea alimentație te va ajuta să îmbătrânești elegant, asemenea unui vin de calitate. Deseori, efectele îmbătrânirii se observă mai întâi de toate pe piele, înainte să fie observate pe celelalte organe. Deși poți încerca diverse remedii, precum creme, loțiuni și măști, este crucial să le acorzi atenție produselor alimentare pe care le mănânci. Unele alimente sunt cunoscute datorită proprietăților sale anti-îmbătrânire. Legumele, fructele, ciocolata neagră, ceaiul verde, uleiul extra virgin de măsline și multe alte alimente îți pot consolida sănătatea și pot încetini procesul de îmbătrânire. Dacă ești interesat să afli mai multe despre combaterea îmbătrânirii și despre cum să obții o sănătate radiantă, rămâi alături de noi și alimentează-te sănătos. Pregătește-te pentru o călătorie concentrată asupra mâncării și impactului acesteia asupra îmbătrânirii. Este timpul să aflăm mai multe despre câteva bucate foarte nutritive. Avocadoul. Avocadoul este un fruct remarcabil care oferă numeroase beneficii atât pentru pielea ta, cât și pentru sănătatea generală a organismului tău. Acest fruct este bogat în acizi grași care combat inflamația, contribuind la menținerea sănătății pielii. Pe lângă aceasta, avocadoul conține câteva substanțe nutritive esențiale, inclusiv vitaminele A, K, C și E, precum și vitaminele din grupa B, grăsimi sănătoase pentru inimă, fibră și potasiu. Aceste substanțe nutritive funcționează împreună pentru a-ți alimenta organismul și pentru a-l proteja contra efectelor dăunătoare ale îmbătrânirii. Avocadoul conține în abundență vitamina A, care ajută la eliminarea celulelor moarte ale pielii, permițându-i acestea să aibă o textură radiantă și strălucitoare. Mai mult decât atât, carotenoidele prezente în acest fruct acționează în calitate de barieră de protecție contra toxinelor și contra deteriorării din cauza soarelui, reducând riscul de dezvoltare a cancerului de piele. Indiferent de faptul dacă introduci avocado în smoothie, salată sau consumi o înghețată de avocado, fructul respectiv îți va răsfăța papilele gustative și vei avea poftă de mai mult avocado. Avocadoul este prețuit deja de mult timp în lumea culturii frumuseții și nu în zadar. Proprietățile sale hidratante îl fac să fie un ingredient super pentru măști, care ameliorează inflamația, micșorează roșiața și menține un aspect exterior al pielii fără riduri. Introducând avocadoul în rutina ta de îngrijire a pielii, vei putea atinge scopul mult dorit de a avea o piele tânără și sănătoasă. Rodia. Rodia este un fruct cu renume datorită proprietăților sale medicinale și vindecătoare. Acest fruct conține o mulțime de antioxidanți. Rodia este bogată în vitamina C și acid elagic. Substanțele respective oferă protecție contra inflamației și contra stresului oxidativ. Prezența antioxidanților în rodie contribuie la o piele vibrantă și strălucitoare prin faptul că antioxidanții reduc deteriorarea cauzată de razele ultraviolete. Mai mult decât atât, în componența rodiei intră un compus care poartă denumirea de colagen punic. Substanța respectivă ajută la menținerea structurii de colagen a pielii, promovând elasticitatea și aspectul exterior tânăr al acesteia. Pe lângă beneficiile respective, în rodie putem găsi un compus unic care poartă denumirea de urolitină. A fost demonstrat că substanța respectivă întinerește mitocondriile și inversează procesul de îmbătrânire a mușchilor. Mai mult decât atât, rodia este o sursă excelentă de fibre alimentare, de potasiu și vitamina K. Toate aceste substanțe contribuie la menținerea sănătății inimii și a unei stări generale de bine. Coacăza. În pofida faptului că sunt foarte mici, coacăzele conțin în abundență vitamine, antioxidanți și fibre. Consumul coacăzelor îți oferă o mulțime de beneficii pentru sănătate, inclusiv pentru sănătatea pielii și pentru consolidarea abilităților cognitive. Aceste pomușoare sunt bogate în vitamine esențiale, în special în vitamina A și în vitamina C. Vitamina A joacă un rol vital în menținerea elasticității pielii și în combaterea inflamației. Vitamina C în același timp susține protecția celulară și contribuie la sănătatea generală a pielii tale. Una din caracteristicile distinctive ale coacăzelor este reprezentată de culoarea lor albastră intensă, care provine de la antocianină, un antioxidant puternic. Antioxidantul respectiv joacă un rol crucial în protecția pielii contra deteriorării din cauza soarelui, poluanților și altor factori externi. Antocianina ține inflamația sub control și păstrează colagenul. Prin faptul că incluzi coacăzele în alimentația ta zilnică, vei avea și plăcere și beneficii pentru sănătate. Dacă îți începi ziua cu un smoothie recoritor din coacăză sau adaugi câteva coacăză în farfuria ta de fructe, acestea sunt modalități minunate să savorezi toate beneficiile ei. Dacă amesteci coacăzele și iaurtul, vei avea o combinație delicioasă și nutritivă. Includerea în alimentația ta a diferitor pomușoare pe lângă coacăze nu te va dezamăgi, deoarece contribuie împreună la menținerea frumuseții tale naturale.
Papaya. Papaya este un fruct remarcabil care îți oferă o mulțime de antioxidanți, vitamine și minerale. Toate aceste substanțe contribuie la îmbunătățirea elasticității pielii și la minimalizarea numărului ridurilor. Papaya este bogată în vitamina A, C, K și E, precum și în calciu, magneziu, potasiu, fosfor și în vitaminele grupei B. În consecință, îți oferă o gamă largă și variată de substanțe nutritive. Antioxidanții din componența fructului respectiv joacă un rol crucial în amânarea semnelor de îmbătrânire prin combaterea radicalilor liberi. Aceste molecule dăunătoare pot contribui la îmbătrânirea prematură, dar efectele lor pot fi ameliorate cu ajutorul antioxidanților. Pe lângă asta, papaina, enzima din componența papaiei, acționează în calitate de agent antiinflamator, contribuind și mai mult la menținerea sănătății pielii. Papaia se bucură de o popularitate în industria frumuseții. Proprietățile ei benefice sunt încorporate în multe produse de îngrijire a pielii. Totuși, te poți bucura de papaia prin faptul că savurezi o farfurie de acest fruct delicios cu puțin suc proaspăt de lămâie verde. Este o combinație răcoritoare și delicioasă care îți poate face cu adevărat ziua mai luminoasă. De ce să nu încerci să nu savurezi din calitățile naturale de consolidare a frumuseții ale fructului respectiv? Brocoliul. Brocoliul este o legumă minunată care conține multe substanțe nutritive benefice pentru sănătate. Vitamina C, vitamina K, antioxidanți, fibre, folat, luteină și calciu. Vitamina C, care intră în abundență în componența brocoliului, joacă un rol vital în producerea colagenului, acesta fiind crucial pentru menținerea sănătății și rezilienței pielei. De asemenea, vitamina C îi oferă pielii elasticitate și putere. Brocoliul preparat pe abur nu doar oferă aceste beneficii pentru piele, ci și de asemenea contribuie la menținerea sănătății generale a organismului. În componența legumei respective intră luteina, o substanță nutritivă care contribuie la menținerea funcției de memorare a creierului. Prezența vitaminei K și a calciului în brocoli contribuie la menținerea sănătății optime a oaselor, consolidând puterea și integritatea acestora. Tomatele. Tomatele sunt legume remarcabile care nu doar adaugă aromă în bucatele tale, ci și de asemenea îți oferă numeroase beneficii pentru sănătate. Legumele respective au fost asociate cu reducerea riscului de dezvoltare a maladiilor cronice. Tomatele oferă protecție contra razelor dăunătoare de soare. Când tomatele sunt consumate împreună cu ulei de măslinele sau cu avocado, absorpția licopenului, antioxidantul puternic care se regăsește în tomate, se majorează, consolidând și mai mult beneficiile pe care le obținem din aceste legume vibrante. De ce să nu încerci combinația excelentă a tomatelor cu uleiul de măsline sau cu avocado? Nu doar îți va răfăța papilele gustative, ci și va contribui la starea ta generală de bine. Savurează tomatele și descoperă posibilitățile delicioase și nutritive pe care această legumă remarcabilă le are de oferit. Năsturelul. Năsturelul este o legumă verde frunzoasă, vibrantă și extrem de nutrițională care conține foarte multe substanțe minerale esențiale, calciu, potasiu, mangan, fosfor, precum și vitaminele A, C, K, B1 și B2. Unul dintre beneficiile remarcabile ale năsturelului este abilitatea acestuia de a îmbunătăți circulația sanguină și de a facilita livrarea mineralelor către celule. Pe lângă asta, năsturelul acționează în calitate de antiseptic intern de piele, promovând din interior o structură sănătoasă a pielii. Antioxidanții din componența năsturelului joacă un rol vital în combaterea efectului dăunător al radicalilor liberi, care pot contribui la formarea ridurilor. Neutralizând aceste molecule periculoase, năsturelul contribuie la menținerea aspectului exterior tânăr al pielii tale. Mai mult decât atât, incorporarea legumii respective în alimentația ta, de asemenea, îți poate consolida sistemul imunitar, contribui la o digestie eficientă și susține funcționarea glandei tiroide. Ardeiul dulce roșu. Ardeiul dulce roșu este o legumă vibrantă și nutrițională care oferă o mulțime de beneficii pentru antiîmbătrânire și pentru sănătatea pielii. Conține în abundență carotenoide, antioxidanți puternici cunoscuți datorită proprietăților lor antiîmbătrânire. Pe lângă asta, ardeiul dulce roșu reprezintă o sursă excelentă de vitamina C, care deține un rol crucial în producerea colagenului, contribuind astfel la menținerea sănătății și rezilienței pielii. Carotenoidele sunt responsabile de culoarea roșie, galbenă și oranj ardeiilor dulci. Pigmenții respectiv dețin proprietăți antiinflamatoare remarcabile și acționează în calitate de scut, protejându-ți pielea contra efectelor dăunătoare ale razelor solare, ale poluării și ale toxinelor. Spanacul. Spanacul, o legumă frunzoasă verde vibrantă, îți oferă o multitudine de beneficii, inclusiv hidratare și o varietate bogată de antioxidanți pentru a-ți întineri organismul. Datorită faptului că spanacul conține în abundență vitamina A, C, E și K, magneziu, fier chimic bazat pe plante și luteină, leguma respectivă joacă un rol vital în producerea colagenului, ducând la un păr mai sănătos și mai strălucitor și la micșorarea inflamației. Mai mult decât atât, spanacul este o sursă excelentă de beta-caroten, care ajută la protecția pielii tale contra efectelor dăunătoare
ale razelor solare. Introducând spanacul în alimentația ta prin adăugarea acestuia în salate, poți obține aceste beneficii și te poți proteja contra efectului nociv al razelor solare. De ce să nu explorezi rețete noi care includ acest spanac prețios? Fiind versatil, spanacul poate fi introdus în diferite bucate, ceea ce îți permite să savorezi aroma lui unică și să obții beneficiile nutriționale pe care le oferă. Cartoful dulce. Cartofii dulci sunt plini de substanțe nutritive precum beta-carotenul, care le oferă culoarea vibrantă oranj. Beta-carotenul este convertit în vitamina A în organism, vitamina A fiind un nutrient esențial care susține elasticitatea pielei și păstrează aspectul exterior tânăr al acesteia. Pe lângă asta, cartofii dulci conțin vitamina C și vitamina E, care contribuie la menținerea sănătății pielii și la încetinirea procesului de îmbătrânire. Includerea cartofilor dulci în nutriție poate fi o experiență minunată și delicioasă, indiferent de faptul dacă sunt pregătiți pe aburi, prăjiți sau intră în componența diferitor bucate. Dulceața și versatilitatea naturală a acestora face din cartofii dulci un adaos delicios și nutrițional în alimentația ta. Nucile. Când vine vorba despre nuci, poți să cunoști despre migdale, despre nuci grecești, despre fistici, etc. Dar te-ai gândit vreodată la valoarea lor nutrițională? De exemplu, migdalele sunt bogate în vitamina E, care îți repară și îți hidratează pielea, menține elasticitatea acesteia și o protejează contra deteriorării solare. Pe de altă parte, nucile grecești conțin acizi grași omega-3, care întăresc membrana celulelor pielii, oferind protecție contra razelor solare periculoase și strălucire. Nucile grecești de asemenea pot contribui la micșorarea riscului de dezvoltare a maladiilor cardiace, în timp ce migdalele au fost asociate cu încetinirea declinului cognitiv la adulți. Savorează nuci în diferite modalități. Pot fi o gustare sănătoasă ori o parte componentă a unei salate. Studiile au demonstrat că femeile care consumă zilnic nuci au tendința de a avea o stare generală mai bună de sănătate, în timp ce nucile grecești au un beneficiu suplimentar de a reduce nivelul colesterolului rău și de a gestiona tensiunea sanguină. Peștele gras. Peștele gras, precum somonul, codul și heringul, reprezintă o sursă excelentă de acizi grași omega-3. Acești acizi grași sunt esențiali pentru o viață sănătoasă. Nu doar îți protejează organismul contra diferitor maladii, ci și de asemenea reduce inflamație și contribuie la o piele vibrantă. De exemplu, somonul conține astaxantină, un antioxidant care îi oferă culoare roz și îți îmbunătățește elasticitatea pielii. Seleniul din pește ajută la sinteza ADN și oferă protecție pentru piele. Ciocolata neagră sau cacao, bogat în polifenol și flavonoide, îți oferă numeroase beneficii pentru sănătate. Compușii respectiv oferă protecție contra razelor de soare și încetinesc procesul de îmbătrânire a pielii. Optează pentru ciocolata neagră cu un conținut înalt de cacao. O asemenea ciocolată va conține cantități mai mari de flavonoide, ceea ce duce la o strălucire radiantă a pielii. Uleiul extra virgin de măsline. Din diferite uleiuri, uleiul extra virgin de măsline se evidențiază drept cel mai sănătos. Uleiul extra virgin de măsline conține în abundență grăsimi sănătoase și antioxidanți care reduc inflamație și protejează organismul contra deteriorării cauzate de radicalii liberi. De asemenea, uleiul de măsline a fost asociat cu micșorarea riscului de dezvoltare a maladiilor cardiace, a diabetului zaharat, a sindromului metabolic, precum și a cancerului. Antioxidanții tocoferolul și beta-carotenul din componența uleiului respectiv, pe lângă acidul oleic, contribuie la renovarea celulelor, menținând o piele sănătoasă și radiantă. Ceaiul verde. Ceaiul verde este o băutură populară la femei, fiind cunoscută datorită conținutului său de antioxidanți, în special de polifenol, care îți protejează organismul contra deteriorării cauzate de radicalii liberi. Consumul ceaiului verde poate micșora riscul de dezvoltare a maladiilor cardiace, a declinului neurologic, a îmbătrânirii înainte de termen, etc. Proprietățile sale anti-îmbătrânire au făcut din el un ingredient semnificativ în produsele de frumusețe.